Bine ați venit la expoziția IA, Rădăcini spre infinit, o expoziție fără precedent atât în țară cât și peste hotare. Sunteți niște norocoși că ne vizitați astăzi și vreau să prezint un pic conceptul acestei expoziții care este fără precedent și totul a pornit de la o întâlnire a Stelei Moldovanu, fondatoarea comunității Maestria și doamna Simona Laiu, muzeograf istoric, stabilită de mai bine de 30 de ani în Statele Unite ale Americii. Totul a pornit de la ideea de a realiza o expoziție comună în care să fie prezentate cămășile vechi și cămășile noi, cămășile vechi deținute de grădina Hestiei a doamnei Simona Laiu, colecția dumneiei, și cămășile noi realizate în zilele noastre, chiar acum un an de zile, de către femeile din comunitatea Maestrie, femei care au diferite activități, diferite joburi, diferite pasiuni, dar au decis să lase urme adânci mai mult decât pot realiza de rând cu alte femei, în felul acesta transpunând timpul lor liber în mici părți de broderie care mai târziu se transformă într-o altiță, într-un râu pe mâinică, iar peste un an de zile într-o cămașă. Simona și-a exprimat dorința de a avea un labirint în care omul să trăiască o experiență printre semne, după care alături de această idee a venit și Victoria Peiev, care a transpus într-un mod virtual aceste idei împreună cu Oksana Sidlovski, care au realizat concept virtual, ceea ce înseamnă că înainte de a vedea dumneavoastră această expoziție fizică, noi am văzut-o mai întâi virtual și a fost 100% așa cum este aici. Și acum mi-amintesc emoțiile pe care le-am trăit și mi se părea ceva ireal, pentru că virtual poți expune obiectele oricum, dar să le transpui într-o formă fizică de care să se bucure ochiul vizitatorului este ceva inedit. Ne-a impresionat varietatea de modele, varietatea de culori și cum fiecare ie are caracterul său. Noi stăm ore întregi la o ie pentru că noi ne imaginăm cine e persoana care a cusut-o, a brodat-o, la ce se gândea, care a fost procesul și ne gândim ce caracter avea persoana aceea. Și încercăm să facem ca un personaj să o introducem într-o poveste de nuntă, spre exemplu. Și o ie am vedea caracteristică nănașei sau o ie ar purta o soră mai mare a miresei și așa le încadrăm într-o poveste. Noi atragem atenție la detalii și chiar ne place să vedem unele momente. Uite, aici parcă nu a mers așa cum a vrut doamna să croiască, dar s-a gândit că nimeni nu știe cum trebuie să arate, așa că eu o să fac mai departe în alt stil și ne place că sunt atât ei moderne, cu sute de doamnele de la Maestria, cât și ei mai vechi din secolul XIX și cumva simțim legătura și cu strămoșii noștri și noi înțelegem că putem să punem la fel un pic de istorie prin a crea o ei și a ne expune istoria noastră, ce am vedea noi prin aceste frumoase ornamente. Această expoziție este o dovadă a conlucrării excepționale între patru femei creatoare și totul a pornit de la labirint, dar într-o seară Stella a avut un vis în care, bine, ea mulți ani în urmă a studiat limba latină și este o expresie în latină ad ovum, ceea ce înseamnă de la ou și are originea o viață, de exemplu. Și atunci a găsit și explicația de ce atunci când a conceput expoziția și momentul în care a văzut această formă de ou primordial, a găsit și răspunsul în vis. Pur și simplu este dincolo de poveste tot ceea ce s-a întâmplat până s-a ajuns, iată, la actuala expunere.
Cel mai greu de realizat rămâne a fi totuși cămașa, pentru că fiecare exponat din această expoziție este o cămașă care s-a lucrat la ea în medie de la 9 luni până la 14 luni, ceea ce înseamnă ore în șir petrecute cu acul în mână, ore de meditație, ore de conversație cu Dumnezeu în care femeia este și creatoare. Aici, de exemplu, este Madalina, o cursantă care a venit alături de noi, fiind foarte tânără. Prima ei expresie, în momentul în care i-am arătat ce trebuie să fac, zice, eu mă tem că n-am să reușesc pentru că nu am mai avut nicio experiență de interacțiune cu acul. Iar momentan, Madalina este exemplu că orice este posibil dacă îți dorești și dacă dedici timp. Și aici este cămașa ei în proces, dar în momentul de față deja are 2-3 cămăși sigur realizate. Aceste imagini vin să demonstreze că orice femeie poate să coase ei, doar să-și dorească și doar să aibă cunoștințele sau o ghidare în care din start să realizeze o cămașă autentică, pentru că de chici este plină lumea, ori noi ceea ce păstrăm în comunitatea Maestria cu strictețe este respectarea cămășilor autentice și respectarea croiului, respectarea modelelor, semnelor, pentru că ne dorim cămăși canonice, așa cum le avem, de exemplu, expuse pe cele din colecția Grădina Hestiei, 9 la număr, absolut impresionante. Aici puteți vedea mâini harnice, mâini muncitoare și creațiile femeilor sau procesul lor de creație. Practic, aceste fotografii sunt de la întâlnirile noastre în care mergeam efectiv într-un parc din Chișinău. Ne schimbam energia noi între femei, pentru că în special comunitatea este o comunitate de femei creatoare și în același timp ajutam femeile și le răspundeam la întrebările lor, pentru că a coase o cămașă nu implică doar procesul acesta tehnic, dar implică foarte multe reguli și atunci când nu ai răspunsul la o întrebare, s-ar putea să te duci spre o altă extremă și cel mai bine este să întrebi, ori noi, comunitatea Maestriei, asta facem, răspundem femeilor care au nevoie de ajutor și de un sfat în procesul acesta de creație. Apropo, am avut o experiență absolut inedită. Am avut un vizitator care la un moment dat s-a apropiat de mine și a vrut să-mi sărute mâna, spunându-mi, acesta este sărutul către toate femeile care au muncit aceste creații. Am rămas uimită de înțelepciunea și de priceperea oamenilor de a înțelege toate aceste exponate care sunt aici, pentru că vreau să zic și să subliniez, este o expoziție de lux. Sala este împodobită cu aceste sculpturi care reprezintă diferite semne tradiționale, autentice, create de Victoria Peev. Aici iarăși mâini creatoare, mâini muncitoare, care lucrează la o cămașă de Bucovina, care reprezintă bisericuțele și stele călăuzitoare. Este exemplu în care încerc să le spun femeilor, totul pornește de la o pânză de cel puțin 4 metri lungime, și multe bobinuțe cu fir de diferite culori, iar mai târziu se transformă așa într-o cămașă. Aici avem spirala, iarăși simbol de generator de energie. Spirala o vedem chiar și în centrul acesta al expoziției noastre, alături de alte semne românești, a căror semnificație depinde foarte mult de anumite contexte, de anumite circumstanțe. Chiar dacă ele sunt semne universale, interpretarea lor, care am încercat să o redăm și în cartea Maestria, povestea cu Sutaie, este o interpretare românească.
este o mică parte din maestria noastră, din comunitatea maestria, femeile care sunt și locuiesc aici în Chișinău, femeile cu care de fapt am pornit proiectul maestria, fiind primele noastre femei cursante pe care le-am ghidat, și atrageți atenția pentru că fiecare dintre ele poartă cămașa pe care ele singure au creat-o. Aici suntem doar o mică parte, momentan am ajutat deja sute de femei din peste 25 de țări ale lumii, femei care nu au nicio treabă de a fi meșterițe, nu au nicio experiență, vin și practic le ghidăm pas cu pas de la prima lecție, care înseamnă bețișoare în clasa 1, la noi sunt mici pași, după care se formează tehnicile de cusut, iar apoi modele. O cămașă autentică nu are nimic răscroit, nimic rotunjit, totul pornește de la niște dreptunghiuri. Cea mai mică parte este pafa, care este un pătrat micuț și vine sub braț. În rest, astea sunt detaliile care, adunate împreună, fac o cămașă grețită la gât, o cămașă autentică, și este o valoare care va dura atâta timp cât va fi și continuitatea acestui proces. Norocul meu sau împlinirea mea a venit în momentul în care mi-am găsit tribul meu de femei, cărora le pot transmite toate cunoștințele pe care le dețin, pentru că am câțiva ani de studiu, bine, nu academic, dar de studiu din pasiune și din plăcere, ca să înțeleg ce înseamnă cămașa autentică. Și credeți-mă, de fiecare dată când merg prin muzeele atât din țară cât și din România Mare și descoper cămăși prețioase, gândul meu este că vreau și pe asta să salvez. Dar sunt conștientă că timp de un an de zile eu pot coase doar o singură cămașă. În schimb, îmi îndeplinesc misiunea atunci când toate cunoștințele și abilitățile mele dobândite le pot transmite femeilor care nu au nicio experiență, și în felul acesta ele își salvează o cămașă la care eu am pus un pic de suflet. Și aici este reprezentată atât steaua călăuzitoare, cât și coloana infinitului, coloana lui Brâncuș. Și delicatețea cu care coase femeia, pentru că în general se spune că de starea femeii depindea și aspectul broderiei. Dacă era o femeie care cosea într-un proces de tensiune un pic sau era neliniștită, respectiv trăgea un pic mai tare firul, și pe broderie se vede acest pas în care firul apare mai strâns, mai forțat. Altădată apare lejer, ca un râu care curge la vale. O cămașă, pentru a fi realizată, are nevoie de starea ta de bine. Dacă ești într-o perioadă mai agitată, mai necăjită sau nu ai neapărat echilibru care ți este necesar, atunci efectiv nu te atrage sau te respinge mai degrabă decât nu te atrage. Efectiv zice: Parascovia, liniștește, o să vii alături de mine atunci când o să te simți bine. Și de asta, da, toate cămășile mele au fost cusute exclusiv în perioada în care mi-a fost bine, în perioada în care toți ai case au fost sănătoși și eu am fost echilibrată. Aici din nou apare sculptura cu spirala și aici este steaua cea călăuzitoare. Apropo, avem o cămașă care are peste câteva sute de steluțe și creatoarea Eugenia Crețu zice că în momentul în care am ales-o, nu neapărat am atras atenția la simboluri, dar mai târziu, când am văzut-o gata cu atât de multe semne, am înțeles că ea este cămașa care îmi ghidează foarte mulți pași, atât din activitatea mea profesională, ea fiind jurnalistă, cât și în viața privată.
Pe cămășile de Bucovina, prezența firului de lână este destul de mare, fiind din zona aceasta de nord a Moldovei istorice, s-au crescut foarte multe oi. Ori femeile, de altă dată, întotdeauna au valorificat fiecare firișor, fiecare bogăție pe care o aducea natura în casa lor și în felul acesta, pe cămășile de Bucovina o să apară foarte mult fir de lâniță, care s-au cusut aceste cămăși. Aici este reprezentat un fragment micuț dintr-o cămașă de Bucovina cusută de Cristina Lari, care reprezintă aceste spirale și, practic, pentru a obține aceste spirale, mereu trebuie să torci pânza la 390 de grade și este o muncă titanică pentru că se face din două etape, dar rezultatul care rămâne pur și simplu este fabulos. Pe acest tablou este reprezentat un mic fragment dintr-o cămașă cusută de Marcela, una dintre primele noastre cursante. Și ceea ce spuneam mai devreme, îmi simt misiunea îndeplinită când ajut alte femei, ori această cămașă poartă cu ea tare mult suflet și dedicație din partea mea, în special pentru faptul că este o cămașă inspirată după un model din Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Ori noi ținem să salvăm cât mai multe cămăși din acest muzeu pentru că vrem să aibă continuitate și peste 100 de ani aceste cămăși care sunt în muzeu, poate într-o stare destul de avansată, fiind foarte veche, noi să fim cele care le reproducem și le transmitem mai departe. O energetică aparte aici, de sus, când privim expoziția, semnele și interesul vizitatorilor. Unii au venit cu lupe acolo, ați văzut? Da, chiar noi am pus la dispoziția vizitatorilor aceste lupe pentru că ei inițial veneau și prin intermediul telefonului făceau un zoom pentru a vedea detaliile, chiar tehnice, pentru că, da, vin mulți vizitatori care sunt atrași de frumusețea cămășilor, dar avem vizitatori care vin în detaliu să vadă ce tehnici au fost aplicate, ce fir s-a folosit, partea aceasta foarte, foarte tehnică, deci am adus și lupe pentru a răspunde la toate întrebările lor. Coborâm jos și luăm și noi câte o lupă, ca să intrăm mai ușor în povestea fiecărei cămăși. Exact. Da. Aici este chiar intrarea în labirintul nostru și prima cămașă absolut spectaculoasă care o puteți vedea a venit din România, de la București și este realizată de Eliza Croitoru, una dintre cursantele noastre care a muncit la această cămașă 13 luni, dintre care zilnic, începând cu o oră până la 7 ore pe zi, în zilele de odihnă, pentru că este o cămașă. În general, cămășile de Argeș sunt foarte frumoase, atât cromatic, cât și prin tehnicile folosite. Suprafața brodată și iată, aceasta este un gen de cămașă etalon care reprezintă frumusețea cămășilor de Argeș. Să știți că în momentul în care Eliza s-a pomenit cu aceste culori, aparent păreau destul de stridente, dar armonia s-a întâmplat în momentul în care a făcut mai întâi conturul acestor romburi, după care au fost completate cu această culoare de mov, de roz. Iar surpriza a venit la final când a completat broderia cu paiete și cu fir metalic, armonizându-se perfect ca într-un dans aceste culori absolut fabuloase. Este o cămașă spectaculoasă și mă bucur tare mult că Eliza a venit alături de noi în comunitate și am fost cei care am ajutat să-și realizeze visul de a avea o cămașă autentică după toate canoanele, de care să fie mândră ea și toate generațiile care vor urma și se vor bucura de această cămașă. Această cămașă are o cămașă mamă sau un izvod în Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj și este realizată de Mădălina Mariș, care a venit acum câțiva ani alături de noi, doar când prima ediție și a cusut o cămașă încrețită la gât, după care o cămașă cu ciupac. Iar aceasta este a treia cămașă care are această arhitectură a cămășii drepte, observați diferența între aceste două, și a urmat modelul din muzeu. A
alături de noi, sub numărul 3, este o cămașă realizată de Sanda Prodan, o moldoveancă de aici, din Chișinău, care nu are niciun fel de experiență în a coase, ori fiind ghidată pas cu pas a reușit să realizeze această cămașă, care zice, este cămașa care mă duce spre infinit, pentru că modelul acesta care îl reprezintă arată infinitatea oamenilor și a bunătății și a conectării între oameni, o continuitate fără sfârșit și ori ea zice că și bunătatea este fără de sfârșit între oamenii care cu adevărat se ajută și se susțin reciproc. Majoritatea sunt pe yin cu sută. De ce? Pentru că și cămășile de altă dată au fost cusute fie pe yin, fie pe câine, pe de asta și apare pânza aceasta mai densă. Pentru că știm, yinul vara ține de răcoare, iarna ține de cald și în felul ăsta firele naturale practic sunt un element cheie în constituția pânzei pentru ei. Aici, practic, ați intrat într-o zonă de la care a pornit mișcarea aceasta de renaștere a cămășilor autentice. Aici sunt din colecția Grădina Hestiei, deținută de doamna Simona Laiu, cele 9 cămăși absolut spectaculoase, aduse din Statele Unite, într-o valiză de mână special, de care nu s-a despărțit deloc Simona pe tot parcursul său, pentru a le aduce în siguranță. Sunt cămăși din zona Moldovei istorice, Moldova de Nord, și au peste 100 de ani, cele mai multe dintre ele fiind de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Și sunt cămăși salvate, pentru că Simona, în afara faptului că este o colecționară, ea este un suflet foarte profund. Și zice, în momentul în care văd aceste fetițe, că au 10 de ani în care au fost rătăcite în lume, am simțit nevoie să le readuc acasă, să se bucure neamul meu de ele, nu străinii care nu neapărat știu valoarea lor. De aceea, printr-un efort destul de mare, a putut cumva să recupereze aceste cămăși. Multe dintre ele sunt recuperate chiar din cadrul unor licitații în care muzeele din Statele Unite scoteau aceste piese pentru a le vinde și atunci, printr-un efort și financiar destul de mare, ea le recupera. Iar, de exemplu, această cămașă a fost a unei doamne din Japonia, deținută în colecția sa, ea fiind la fel colecționară, și acum câțiva ani a decis să o scoată într-o licitație și așa cămașa din Japonia s-a reîntors înapoi pe terenul ăsta al Moldovei de altă dată. La toate cămășile vechi este Brezărău. Ați observat un detaliu foarte important, pentru că toate cămășile astea vechi sunt din zona Bucovina. Ori în Bucovina, tehnica de încheiere a cămășii a fost cu Brezărău. Deci o să vedeți că toate cămășile au această modalitate de închidere a cămășii. Și cheițele, iarăși, este o particularitate în care nu apar atât de evidențiate de cele mai multe ori. Piesele sau stanii se prind pe dos foarte discret sau uneori s-a folosit un tip cu găurele pe care am să vi-l prezint pe alte cămăși. Această cămașă are o particularitate specială și anume faptul că altița este țesută, la fel și partea aceasta de sub altiță. Da. Sunt țesute, apoi, de exemplu, această fâșie sub altița este împodobită mai apoi cu marcele și cu fir galben, roșu și verde. Puteți observa aici câteva cămăși absolut speciale din colecția Simonei Laiu, cele care reprezintă în altiță păsări. Avem cel puțin 2 cămăși încrețite la gât și această cămașă dreaptă cu păsări. Să știți că în zona Bucovinei, tare des pe cămășile de altă dată erau prezența păsărilor, sau acesta ar fi fost un indicator al libertății femeii, al puterii, probabil. La această cămașă, iarăși, apare o particularitate foarte specială.
semnele de pe încrez, care sunt romburi. Ori rombul este un simbol foarte feminin și este semnul de perpetuare a generațiilor, adică un romb care are în interior câteva semințe ar putea fi fost copiii săi cărora le-a dat viață. Este un simbol de fertilitate. Încrețul, în general, este semnul pământului. Aici, la altiță, este cerul, pământul și râurii. E prima cămașă unde văd că sub încreț mai are niște ornamente mici care mici. Se repetă aici. De ce? Da, au fost cămăși pentru că așa s-a făcut. Apropo, aceasta este o expresie în care de multe ori fiică, de exemplu, întreba pe mama sau pe bunica: bunica, de ce tu faci așa? Pentru că așa a făcut și mama. Sunt unele detalii, nu neapărat dăm sensul lor prin prisma minții noastre de acum. Sunt lucruri inexplicabile, dar pe care noi de cele mai multe ori le urmăm. Cu adevărat, acest încreț, și am întâlnit foarte mult această tehnică de a înconjura pe partea de jos și lateral încrețul, în zona Olteniei, de exemplu. Am mai văzut această modalitate în care încrețul este și împodobit, dar și în Bucovina. Totdeauna prefer ca ia mea să aibă fodor, să se vadă frumos aici la mânică. Aici văd același brezerău care este sus. Exact. În zona, iarăși este un detaliu ce ține de zonă, în zona Bucovinei, cum s-a încrețit aici sus, prin felul în care s-a făcut cu drug, aceasta este tehnica în care înfășori marginea pânzei cu firul ăsta roșu sau în combinație roșu cu albastru, cum este aici, exact așa și la mânici. Se prelucrează marginea într-o formă specială, iar în zonele, de exemplu, Oltenia, Muntenia, vom vedea aici o mică bentiță ca o manșetă, fie vom vedea foduri. Fodurii sunt forma aceasta de încrețire, mai târziu am să vă arăt, în care apar frumos, așa, curgători pe mână. Să știți că în momentul în care despachetam și împodobeam această expoziție, vedeam una câte una cămășile care ies din cufărul Simonei și i-am pus așa o întrebare directă, zic: Simona, atunci când ai adus cămășile, ai fost pregătită psihologic că ele ar putea inspira alte femei și ar putea fi reproduse? Și ea acum era plecată spre cămăși, s-a ridicat și zice: Parascovia, eu de asta și le-am adus. Și a fost un răspuns care a fost balsam pe suflet, pentru că sper tare mult dorința ei să se materializeze prin intermediul femeilor care vor găsi în aceste cămăși surse de inspirație și chiar vor începe să coase. Eu deja am în plan o cămașă, dar toate la timpul său, pentru că atunci când pornești această călătorie, ai nevoie de perioadă în care, de meditație, în care să-ți alegi foarte conștient modelul.